Bună seara, dragii mei, bine ați venit la un nou live cu Cato, un nou live făcut pe grupul meu, grupul de vindecare spirituală prin puterea micții. Am zis că am să fac live-uri săptămânal. Pentru astăzi am ales o afirmație incitantă, să spun așa, da? Care mi s-a părut interesantă. De fapt, da, de ce sună, am trecut-o ca titlu așa, renunță la trecut, renunță la viitor, căci prezentul este tot ce ai, spun unii, dar poți renunța la ceva ce nu ai. Deci textul original al afirmației vorbea de renunțarea la trecutul traumatizant și la viitorul incert, da? Căci prezentul este tot ce ai și zice, bucură-te de prezent că numai prezentul îl ai. Deci prezentul este tot ce ai. Da? Și această afirmație așa m-a pus un pic pe gânduri, da? Și am zis să o scot la discuție, am scos-o la discuție și sunt și niște comentarii. O secundă să verific transmisiunea. La discuție. Da, se pare că transmisiunea merge bine. O să avem un pic mai încolo probabil și invitația care vor intra în emisie, deci cei care doriți puteți să lăsați comentarii, da, în timpul live-ului, ce credeți voi despre această temă. Și chiar am să pun, să iau link-ul, să puteți citi și comentariile. Așa, să-l pun pe pagina unde este live, un grup de vindecare spirituală prin puterea minții, la comentarii, am să vă pun acum și textul original cu comentarii. Deci am pus link-ul, puteți intra și pe el să vedeți comentariile la care am să mă refer în continuare. Ok. Deci sunt mai multe idei în funcție de comentarii. De exemplu, am făcut o recadrare. Da? Am spus o recadrare îmbucurătoare. Da? Deci o recadrare într-un sens, să zicem, mai funcțional, așa, privind acest trecut traumatizant și viitor incert. Da? Deci mă bucur de trecutul traumatizant și de viitorul nesigur, căci prezentul nu există, fiind o scurgere a viitorului nesigur în trecutul sigur traumatizant și tot ce am este asta, bucuria. Da? Deci este un proces de așa de recadrare, da? Cea șmecherie prin care putem să dăm un aspect, să zicem, interpretărilor noastre asupra lumii și vieții, într-un sens pe care să-l putem digera ușor și să ne putem menține o atitudine, să zicem, pozitivă, optimistă, da? Deci chiar dacă ar fi așa, trecut traumatizant, viitor nesigur, mă pot bucura de ele așa cum sunt, da. Tot ce am este asta, bucuria, da, dacă aș putea, nu știu, să mă sugestionez că tot ce am este bucuria, atunci probabil aș putea, da, să trăiesc mai bucuros, poate nu tot timpul bucuros, dar având, construind o atitudine în acest sens, da, am putea să avem o viață cu mai multe bucurii, da? În care vorbeam, mai și râdem, mai facem haz de necaz și chiar dacă nu ne bucurăm cu adevărat, dar măcar facem haz, da? Adică râdem. Da? Așa. Daniel Moiș a zis să
Și ori ai avut și ai pierdut ceva, ori doar ai presupus că vei avea, da? Deci în legătură cu trecutul, viitorul, este bună observația, de fapt renunță la ancorarea iluzorie din trecut sau viitor. Ea există, da? Deci există ancorare iluzorie de trecut sau viitor, da? Probabil va intra și Daniel în live un pic mai încolo. Bun, Daniela a spus, în cazul oamenilor se poate să ai numai trecut depresivii, numai viitor anxioși și alții combină trecutul, prezentul și viitorul în proporții variate. Mintea ne permite să evadăm în trecut și viitor, deși avem doar prezentul. Da? Deci, deși avem doar prezentul, dar cu mintea, da? Zice că unii au numai trecut, depresivii, unii numai viitor, alții le combină, deși avem doar prezentul. Deci dacă avem doar prezentul, atunci îmi pun întrebarea cum unii oameni pot să aibă numai trecut, depresivii, sau numai viitor, anxioși. Da? Deci ceva și alții să le combine. Ce să combine dacă avem doar prezentul? Da? Deci întrebarea este, o bună întrebare, zic eu, unde avem prezentul? Da? Dacă avem numai prezentul, el fiind tot ce avem, ar trebui să-l avem undeva unde nu avem trecutul și viitorul, da? Deci nu în mintea noastră. Că în mintea noastră avem și trecut, și prezent, și viitor, da? Dar tot ce avem este în mintea noastră, căci acolo sunt percepute și analizate toate, da? Tot ce există, tot ce credem că vedem că avem, nu? Acolo avem totul, toate, trecut, prezent, viitor. Nu e așa? Unde putem să le avem altundeva decât în mintea noastră, nu? Acolo le percepem, acolo le interpretăm. Da? Totul este, se realizează de fapt în interior, nu? Da, Daniel a mai spus, timpul nu există, este doar o convenție. Acum și aici, egal prezent. Bun, dar atunci, tu cum citești acest comentariu? Deci tu acum citești acest comentariu în prezentul tău, da? Deci comentariu pus pe Facebook. Dar prezentul tău este trecutul meu, în mod evident, că căci poți vedea că am scris asta la un timp trecut față de cel al tău. Da? Dar în prezentul tău este totodată viitorul meu, căci eu știu că tu vei citi în viitorul meu acest comentariu. Da? Mai greu de înțeles poate asta, cum trăiești tu acum în trecut, da? În trecutul altora, dar în prezentul tău, de fiecare dată când intri pe Facebook și citești ceva postat de alții, sondând trecutul. Da? Că de fapt tot ce citești este trecut, da? Trecutul altora, ce au scris alții în trecut. E ca și cum, să zicem, altfel spus, că reactualizezi, să zicem, trecutul lor. Oricum, faci conexiunea cu ceva din trecutul lor. Da? Unde sunt eu acum pentru tine? Unde altundeva decât în mintea ta, căci nu pot fi altundeva. Da? La fel cum acest text nu poate exista altundeva pentru tine decât în mintea ta. Da, zicem textul mai clar, textul pe care îl citești, da, pe Facebook, acest text fiind postatul de pe Facebook, da. Eu l-am scris în trecut, tu îl citești în prezent. Trecutul meu a devenit prezentul tău și când îl termin de citit, devine trecut și pentru tine. Ce am făcut eu în trecutul meu te afectează pe tine în prezentul tău, deci este o conexiune și influență directă trecut-prezent. Și mai am și niște texte scrise în trecut, trecutul meu de acum, pe care le vei citi poate în viitor, după ce le voi posta. Am texte scrise în trecut, pe care le reactualizez continuu,
repostându-le, reditându-le pe unele, meditând din nou la ele. Schimb produsele mele din trecut cum consider necesar. Și știu că și în viitor voi face asta, voi schimba ce am făcut în trecut, ce vreau să schimb. Și asta va influența și pe alți oameni în viitor. Anxietate legată de viitor? Nu. Trecut traumatizant? Nu. Eu nu scriu despre așa ceva. Dacă timpul nu ar exista, în mod logic, nici prezentul, timpul prezent, nu ar putea exista. Cum spuneam mai sus, că timpul nu există, nu? Dar în mod evident există pentru percepția noastră. Da? Cei ce nu pot accesa trecutul, amintirile lor, memoria lor, se vede clar că sunt cazuri patologice, disfuncționale, care nu se pot adapta la lume și viață în mod normal. Nu ai putea avea o viață normală, plăcută, dacă nu ai avea trecut, dacă nu ai putea accesa trecutul tău, amintirile tale, neputând să ții minte nimic din ce ți s-a întâmplat, ce ai experimentat. Nu ai putea învăța nimic. Desigur căci nu ai ține minte nimic dacă nu ai putea accesa trecutul tău. Trecutul tău există în mintea ta ca reprezentare, acolo unde și acel aici și acum există ca percepție actuală. Dar orice percepție actuală este raportată automat în mintea ta la trecut, prin comparație, la ceea ce ai în memoria ta. Așa realizezi recunoașterea, identificarea. Dacă nu ai putea accesa trecutul deloc, nu ai putea recunoaște nimic și pe nimeni, nu ai putea avea amintiri, memorie, nu ai putea învăța nimic, iar viața ta ar fi un nonsens, o trăire fără rost, angoasantă, uitând continuu totul imediat ce s-a întâmplat. Ai avea continuu impresia că ești într-un mediu nou, necunoscut, în situații complet noi, necunoscute, de neînțeles și așa mai departe. Ar fi o stare angoasantă continuă. Nu este ceva simplu de înțeles, desigur, căci nici știința nu a putut încă identifica exact unde este stocată memoria noastră, trecutul nostru și sub ce formă exact. Există tot felul de ipoteze, dar niciuna validată încă. Se cunosc formațiunile neurologice implicate în procesarea datelor care ajung în memorie și în reactualizarea datelor, dar unde sunt stocate exact datele și sub ce formă este încă un mister. Ce este mintea? Și ăsta este încă un mister pentru știință. Ce este conștiința? Ce este viața? Oamenii își dau cu părerea, formulează ipoteze, cercetează. Formularea asta, timpul nu există, mai ales însoțită de alt gen, de alt gen, da? De genul timpul este o convenție, deci este amuzantă, spun eu. Căci dacă timpul este o convenție, desigur că el există ca și o convenție, deci timpul există convențional. Și așa există de fapt totul în lumea asta pentru noi, convențional, căci oamenii au convenit tacit să preia denumiri convenționale pentru tot ce li se pare a exista în lumea asta. Da? Cuvintele, denumirile, toate sunt convenționale, desigur. Mai numim simbolism, procesul ăsta de atribuire. Că nu știm exact ce este timpul, este o altă problemă, așa cum nu știm exact ce este memoria, conștiința, viața, electronii și așa mai departe, și nici omul nu știm încă ce este el exact. Dar există teorii, ipoteze, speculații și deocamdată există doar convenții privind ce zicem că înțelegem deocamdată că ar putea fi. Da. Pentru timp avem definiții convenționale de genul mediu omogen și nedefinit, analog spațiului în care ne apare succesiunea ireversibilă a fenomenelor. Sau alta, durată
perioadă măsurată în ore, zile, etc., care corespunde desfășurării unei acțiuni, unui fenomen, unui eveniment, scurgere succesivă de momente, interval, răstimp, răgaz. Da? Sunt niște convenții, mai mult sau mai puțin acceptate de toată lumea, dar asta avem, da? Definiții operaționale, cu asta operăm, cum putem, cu mintea noastră, spre înțelegerea noastră, deocamdată, privind lumea și viața, jocul vieții, ca oameni în mediul ăsta de joc terestru. Cine a creat jocul, da, jocul vieții și cum? Bună întrebare, nu-i așa? Este acest joc unul gen realitate virtuală desfășurat în mintea noastră? Unde altundeva se desfășoară el pentru tine, dacă nu în mintea ta? Două strofe care îmi plac foarte mult. Poate recunoașteți unii dintre voi autorul. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă. Da? Deci Mihai Eminescu glosă. Bun, încă un comentariu. Roxana a spus renunțarea la atașamentul față de memoria trecutului, respectiv față de perspectiva viitorului, pe când prezentul ne apare și îl trăim odată cu ideea, gândul momentului, conștientizându-l. Da, și aici am pus o întrebare, ce înțelegi mai precis aici prin atașament? Da? Deci termenul ăsta de atașament este și el așa privit în mod subiectiv, după cum am văzut de multă lume, fiecare îl privește într-un mod mai aparte, da? Și el are mai multe semnificații. Una se referă la afectivitatea, da? Pe care o atribui la ceva, sau... și alta de legătură, da? Legătură creată, o legătură, se spune bine să renunți la atașamente, e bine să renunți la legături, da? Care nu mai contează să ce neapărat de ce fel sunt, dar în ideea că ar fi legături disfuncționale. Deci și consider benefică renunțarea asta față de tot ce înseamnă trecutul tău, viitorul tău, ce te definește pe tine ca om, dacă nu trecutul tău. Prezentul? Prezentul este o sumă de efecte ale tuturor acțiunilor tale desfășurate în trecut. Trecutul tău a creat prezentul tău. Viitorul tău este influențat de tot ceea ce ai făcut în trecut. Deci, la ce anume mai exact ai putea renunța și cum? Care ar fi metoda și tehnicile concrete propuse de tine? Se spune că fiecare om își construiește viitorul său prin alegerile sale. Dar dacă nu ai nicio perspectivă despre viitorul tău și renunți la alegeri, poți construi ceva? Sau în acest caz te lași prins în perspectiva altora care au perspective de viitor și viitorul tău va arăta conform perspectivei lor. În a cui perspectivă trăiești tu acum? A ta sau a altora? Ai renunțat complet la perspectiva ta? În momentul în care citești, respectiv asculți, da, aceste rânduri, din ce perspectivă o faci? Este sau nu este perspectiva ta? Deci dacă aveți comentarii, le puteți
Pune da în live să vă exprimați opinia, părerea despre subiect, despre aceste comentarii în care ar fi părerea voastră. Da, deci live-ul este pe grupul de vindecare spirituală prin puterea minții. Deci aici pe această pagină o să vă rog să puneți comentarii, părerile voastre dacă aveți și le voi lua în discuție. Ok, deci intră doamna Genoveva Tomescu. Bună seara, Geno, nu te aud. Nu te aud. Să dau un zi acum ceva. Ah, nu se aude. Probabil nu-i pe microfonul căștilor. Acum auzi? Acum, da. Acum. Da, mi-am pus căștile pentru că de 2 zile aud foarte slab. Și ca să nu dau căști ăsta, boxele la maxim, chiar dacă le dau, nu aud. Aha. Nu vorbește. Spune ceva. Da, bine ați venit. Bine ai venit, Geno, mă auzi? Da, te aud. Ce bine! Ce bine că se aude! Bun. Eu vin din trun trecut în care ne-am cunoscut. Nu ne-am fi cunoscut, nu puteam să trăim acest moment. În prezentul acesta. Un moment, Da. mai multe momente din prezent Mai care se ales da, ușor. dacă am fi, mai ales da, dacă am fi renunțat la acest trecut sau dacă nu am putea accesa acest trecut, nu am putea recunoaște, nu? Nici măcar nu ne-am putea recunoaște unul pe altul. Da, avem deja cazurile de Alzheimer și putem face o comparație de ce înseamnă să nu ai acces la trecutul tău, care înseamnă tot. Nu înseamnă doar bucurie, nu înseamnă doar traume, înseamnă absolut tot. Și nu trebuie explicat că bănuiesc că orice om înțelege asta, ce înseamnă trecut. Însă chestiunea care bănuiesc eu că vrea să fie subliniată este că a trăi momentul prezent e de fapt marea ta șansă, nu a ta, ci a oricui, așa, care va trăi în prezent și în felul ăsta ar scăpa cumva de problemele din trecut. Că nimeni nu vrea să scape de amintirile frumoase, nu? Întrebarea este dacă se poate într-adevăr. A, mă stau în yoga, fac exerciții de prezență, pot să stau 2 ore, dacă îmi fuge mintea, nu fuge la probleme.
fuge la ce am eu ca obișnuință, să analizez ceva, să duc o idee până la capăt sau să o interpretez altfel sau să o abordez altfel. Da? Orice. Dar asta nu înseamnă că trecutul a dispărut, decât dacă am într-adevăr o problemă cu accesarea amintirilor, nu? Și alte probleme. Dar poți să ajungi la probleme de genul ăsta dacă chiar ții morțiși. Sau cumva, cum se spune și de Alzheimer, că nu din punct de vedere convențional medical. Dacă Alzheimerul e de fapt provocat de dorința de a uita ceva ce nu ți-a convenit. Și numai că ajunge să se întindă pe chestii care de fapt nu ai de ce să le vrei să le uiți. Familia, cei dragi, cei care te ajută, continuu să te ajute. Deci astea sunt părți care n-ai vrea să le uiți. Deci nu aș putea să comentez o asemenea afirmație care are legătură cu uitarea. Da, Sunt unele studii, da, care confirmă și aici, bineînțeles, că e vorba de memoria de scurtă durată și e vorba de un proces care interferează, de fapt, fixarea informațiilor în memorie. Știi? Deci e mai complicat că... Bun, dar hai să zicem că... Adică te aduce aminte, omul își aduce aminte, începe să aibă probleme, probleme cu memoria de scurtă durată, uită ce a făcut, acum într-un minut, două, trei minute, să zic, uită ce a făcut, dar povestește ce s-a întâmplat în copilărie și în ce amintirea de lungă durată nu e afectată. Și atunci ce e afectată? E afectat faptul că informațiile nu se pot fixa în memoria de scurtă durată. Asta e un proces specific, știi? Și atunci aici ai în discuție așa un blocaj, da, în care, să zicem, cumva ar fi că subiectul nu vrea să accepte, tocmai asta, nu vrea să accepte prezentul în care a ajuns, prezentul în care el este bătrân, bolnav, probleme, nu știu ce. Este un trecut apropiat, nu e chiar un prezent. Adică? Păi, din punct de vedere temporal, dacă el este acum bătrân, da, neputincios, da, nu mai e, nu știu ce, somitate care atrăgea ovații pe unde mergea, da? El se află într-un prezent, dar acest prezent nu e din clipa asta, are o durată anterioară, da? Care intră la trecut, dacă ne raportăm la timp. A, ca perioada de timp în care se agravează... Da, mă refer, da. Deci nu este la care se instalează brusc. Este o conștientizare, să zicem, a unor nemulțumiri sau o încercare de a evita ceva care mi s-a întâmplat, de fapt. E tot cumva o raportare la trecut. Eu, în prezent, trăiesc această nemulțumire vis-a-vis de statutul meu actual, dar statutul meu actual și nemulțumirea am constatat-o în timp. Acel normal. Timp a devenit trecut. Da, da, normal. Deci cumva tot despre un trecut recent vorbim. Nu chiar. Că e trăirea în prezent, indiferent față de ce amintire este legată. Da, raportările însă se fac prin comparație mereu. Deci așa facem de fapt orice proces de recunoaștere, de identificare, nu? Proces, vorba aia, ca scanare. Vezi o față, prima dată ți apare ca față nouă, ca un element nou, tu îl scanezi, compari și în memorie se suprapune, da, cu hopa, uite, da, îl cunosc de acolo, nu? Bun, întrebarea mea este... Procesul e foarte rapid, bineînțeles, în mod normal și ăsta nu ne dăm seama cum acționează și e un proces foarte rapid, dar problema și aici e
E un pic mai complexă, pentru care așa și tot felul și defecte colaterale și ajunge să devină un bulgăr, da? Din ce am observat eu, chestia asta că deci nu vreau să recunosc faptul că, să zic, funcțiile mele, da, se deteriorează, se nu știu ce, raportarea am văzut că se face la perioade îndelungate, adică cum eram amu mai mult timp, nu un an, doi, ci cam 50 de ani se face raportarea și apar prima dată această neacceptare a situației mele din prezent, cum am ajuns, cum mă văd eu în prezent, acolo este problema, marea problemă, nu cum mă văd în trecut, în prezent nu-mi place cum mă văd, nu-mi place chestiile astea, nu vreau să le observ, vreau să le ascund, nu vreau să le dau importanță și atunci intră aceste mecanisme de autoapărare, de protecție, de cum să le zicem, oricum, și care fac în așa fel să favorizeze acest proces, da? Și încep cu această deficiență, să zic, problemă de fixare a ceea ce fac în prezent, ceea ce fac nu-mi place cum sunt în prezent, ceea ce fac în prezent nu vreau să văd greșelile mele, nu vreau să văd erorile, nu vreau să văd, da, chestiile astea. Și așa se produce și... Conștient și cumva... Da, dar asta aduce alte probleme după aceea, știi? Aduce, vine așa ca un bulgăr, că dacă începi să ai nuz, mă aduce aminte ce ai făcut, începi să dai vina pe alții și apar apare anxietatea asta și legată de faptul că alții îți fac niște chestii care tu crezi că le fac din cauza că ai uitat, da? Cum era cazul, răscolești ceva în cameră, cauți ceva, nu mai ții minte unde ai pus, în sfârșit îl găsești, ieși din cameră, te întorci, vezi camera răscolită, opa, cineva mi-a răscolit camera, am uitat că eu mi-am răscolit camera și atunci dau vina pe ori pe ceilalți membri din casă, ori cineva a intrat în ăsta. Deci începe un tipar din asta așa paranoic ăsta, în care eu nu-s de vină. Deci, în general, persoane nu vor să, da, să recunoască că ele au vreo vină sau asta, da, vina e mereu a celălalt și se creează așa un, e ca un, vorba aia, bulgăie de zăpadă, antrenează tot mai multe chestii și mecanismele astea și ele acționează în continuare pentru, vorba aia, să-ți faciliteze faptul că tu vrei să te separi de tot ceea ce nu-ți place. Deci asta e o problemă mare, este această neplăcere a noastră, aceste blocaje, aceste lucruri peste care cumva, deci nu putem să trecem, nu le putem accepta, nu le putem, da? Și atunci se produce în interior ceva în genul ăsta care să rezolve situația și pac, ți le șterge din memorie, să zicem, da? Blochează memoria, nu le mai poți nici măcar registra și asta apare ca vorba aia, deteriorare, zice, apoi din cauza că uitați, că demielinizare la nivelul nu știu care, da? Da, ce interesant, foarte interesant, deci se produc acolo de niște lucruri fiziologice care duc la afectarea asta, să-i spunem, care încearcă de fapt să-ți rezolve problema ta, problema ta sufletească, problema, da, de blocaj sufletesc, emoțional, afectiv, da, nu poți, nu logic, nu poți accepta, ci sufletesc cumva, da, nu poți accepta. Și astea, da, e și o altă problemă, cu cât mai mult persoanele care au încercat sau au fost așa, au avut un tip de, să zicem, personalitate și ăsta mereu au fost așa cumva obsedate să aibă control în viață, să controleze totul, da? Și de la o vârstă, da, începi să vezi că nu mai poți controla nici pe tine, nici corpul, nici nu mai poți controla și este așa o anxietate tot mai crescută, o angoasă așa. Lipsa de control pe care unii pur și simplu nu
Nu pot accepta nicicum. Nu, scuze, ce ai vrut să spui? Da, păi vreau să ne concentrăm totuși pe enunțurile respective. Da, de da. Putem grămadă sau să detaliem. Da. Deci această direcție care e veche, trăiește în prezent, trăiește în moment, clipa, trăiește în momentul prezent. Fiecare, de fapt, a trăi clipa poate să însemne a trăi plenar, dar aici, la acest enunț, e deja mai mult de atât. E ca și cum ar fi o tehnică prin care obții bucurie, renunțând la un trecut traumatizant și la un viitor incert. Da? Și atunci, ce faci? Trăiești? Poate cineva să trăiască astfel, continuu în prezent? Se știe. Practică nu. Ai momente de conștientizare, de mindfulness, de astea, dar astea nu durează 24 din 24 și zi de zi și 7 din 7 și așa mai departe. N-ai cum să zici că nu te duci deloc la cu mintea în trecut, ești într-o continuă atenție pe ceea ce faci și atunci nu ai cum să duci atenția pe nimic din trecut sau în viitor. Nu mai da, dar întrebarea este, bun, afirmația este absolutistă, că spune, bun, prezentul e tot ce ai. Da, deci, bine! Da, e absolutistă, ca și cum de fapt nu ar exista, nu poți avea, de fapt nici nu ai, nici nu poți avea trecutul și viitorul. Acceptabilă, poate să fie acceptabilă în sensul că vezi, Doamne, e ceva care a fost, lucrurile acelea nu se pot repeta, ceea ce se va produce în viitor nu știm încă. Da? Deci cumva exprimarea metaforică se poate traduce în felul ăsta. Da? Eu am avut 18 ani, ca la 18 ani nu o să arăt. Da? Nu o să mai accesez, știu, eu nu o să mă mai duc la școala generală, că nu mai sunt de vârsta aia. Și așa mai departe. Da? Deci la modul ăsta pot să o traduc. Dar amintiri, dacă am acces la amintirile din o groază de situații, evenimente de-a lungul timpului sau la tot timpul meu trecut, ceea ce este fantastic și mai ales și acurat, ceea ce iarăși nimeni nu poate. Așa? Care ar fi problema? Problema, de fapt, nu e trecutul și faptul că nu poți să accesezi absolut tot. Faptul e că ceva te doare și nu vrei să mai știi de ele sau vrei o soluție de rezolvare și crezi că din cauza asta, vezi, Doamne, tu nu poți să fii fericit în prezent. Pentru că există ceva în trecut. Da, dar trebuie să sondezi, să afli, să mergi la un specialist, la un psihoterapeut, la un psihiatru. Adică sunt o groază de pârghii prin care poți să afli, de fapt, care e problema ta. Dacă nu e o problemă de mers la terapie sau mai știu eu ce, poți să practici yoga, faci exerciții de relaxare, meditație, alte chestii. Poți să înveți să accepti dacă îți propui să treci prin niște faze de-astea de evoluție, de creștere, prin care începi să înțelegi lucruri și să accepti diverse lucruri. Da? Că și acceptarea, ci care avea vreo 9 nivele. Dar mă rog, nu le știu care s-ar. Ultima ar fi înțelegerea. Ce e până acolo, până la înțelegere, nu știu. Trebuie să vă... Să citesc, reascult de fapt material. Deci, de fapt, oamenii, dacă vor să trăiască în prezent, da? Că sunt momiți, trebuie să le și explice în mod normal. Că așa sunt o groază de conferințe, materiale, cărți care vorbesc despre prezent. Și sunt foarte atrăgătoare. Și scris într-un limbaj de gata, te-a captat. A intrat în fascinație, mamă, fantastic, așa e. Și de fapt, lumea nu stă să analizeze cum accesează o amintire, cum fac o legătură între trecut, prezent și viitor.
Și faptul că toate aceste legături de trecut, prezent și viitor le fac în momentul prezent. Iată-te! Știi? Dar problema asta este cum să scăpăm de un trecut și de angoasa unui viitor care ne trezește. Incert și nesigur. Da. Bine, acum... Da, da, mă rog. Poți să îi atribui diverse etichete care toate nu sunt bune. Nici legat de viitor, nici legat de trecut. Deci dacă tu ești angoasat și de trecut, vrei să scapi de el, viitorul iarăși își trezește tot felul de chestii nașpa, cum ai putea să te simți bine în prezent? Mm-hmm. Cum să te bucuri în prezent? Deci ai nevoie de niște tehnici. Care tehnici ce te ajută să faci? Să poți privi viitorul cu mai mult optimism, da? Și, dar dacă nu rezolvi chestiunile din trecut, pentru că angoasele, fricile și toate problemele îți vin din trecut, că de fapt nu e vorba de o frică de ceva așa care plutește în aer, pac, ai șters-o, ai aruncat-o, apoi a trebuit să o legi de ceva, de niște evenimente care au fost, care s-au petrecut în viața ta, care țin de trecut. Da? Deci până nu vindești trecutul, ce poți să faci? Sau fobia care vine din trecut, sau angoasa, sau ce-o fi. Da? Eu așa înțeleg și nu sunt specialist. Ce poate să facă, efectiv întreb, ce poate să facă trăirea în moment, chiar și sub ghidaj, ca să-ți rezolve acele probleme, să te scape de acele probleme? Pentru că efectiv trebuie să scapi de ele. Că altfel nu poți să devii, pentru că ar însemna să fii mereu sub ghidaj. Astăzi așa, pac, m-a scăpat cu nu știu ce prin miracol, mâine iar trebuie să iau de la capăt sau de câte ori se instalează. Da? Trăirea nașpa. Deci, ce tehnică există care să fie miraculoasă și să spui, domne, sunt în prezent și mă bucur în prezent. Cum pot să mă bucur în prezent dacă nu-mi rezolv problemele din trecut? Raportarea, nu problemele, ci trăirile nașpa legate de trecut, care și-au lăsat amprenta în acest prezent. Și, bineînțeles, se leagă și de viitor. Ai vreo idee? Da, deci modul în care văd eu este, să zic așa, poate se vede mult mai bine pe această piramidă a conștiinței, da, al lui Dr. David Hawkins, care zice, da, zona asta roșie, în afara zonei de conștiință, adică blocat în sentimente negative, da, deci asta este problema. Acum, bineînțeles, formularea originală de la care am plecat era cea, să zicem, a vindecătorului, a psihoterapeutului, a terapeutului, deci din zona asta, da, în care cea, bun, oamenii cu probleme sunt blocați ori în trecut, ori în viitor, da? Și dacă când ai probleme cu trecutul, atunci este clar că ai... Este ceva traumatic, da, din trecut, care este problema, da, care te ține blocat în trecut. Acolo și pe partea de viitor, este nesiguranța, sentimentul ăsta de incertitudine, de nesiguranță față de viitor, care simți o mare nesiguranță, anxietate, angoasă legată de viitor, dar normal că tot din cauza trecutului. Nu? De exemplu, ajunge să fie un eveniment să se repete, apare un nou eșec asemănător cu unul traumatizant, da, din trecut, sau la un moment dat să ți se aprindă becul, că începe să semene situația cu, uite, cu ceva ce m-a traumatizat în trecut și să crezi că da, uite, se va repeta trauma mea și vai, ce intri în nesiguranță, sentimentul ăsta de nesiguranță, angoasă și ăsta față de viitor, da?
Acum, bun, asta e problema. Nu, problema noastră este când ne gândim în modul ăsta, bă, trebuie să renunțe, să te detașezi, trebuie să-ți rezolvi, să nu știu ce. Bun, e vorba de fapt, de stările astea care sunt afară zonei de conștiință, blocate în sentimente negative. De fapt, astea nu e ceva disfuncțional, ceva neplăcut. Deci problemele sunt mai ales la astea jos, așa, nivel de jos. Rușine, vină, apatie, amărăciune, frică. Da? Deci aici sunt problemele, nu? Aici sunt probleme de rezolvat în aceste stări joase de conștiență, nu? Problema lui că nu poți ieși din ele, da? Deci rămâi cumva blocat într-o astfel de stare și cele mai nașpa cele astea mai joase, rușină și vină, da? În care, bineînțeles, că aportul, așa zise, educației, da, pe care am avut-o în copilărie, care la unii este mai traumatizant, da, ce au pățit ei, părinți care mereu au dat vina și i-au făcut de rușine, i-au făcut pe copii să se rușineze de ei, de greșelile lor și așa mai departe, da, eu am avut, să zicem, o metodă educativă greșită și omul a rămas, da, cu niște traume din copilărie care foarte greu se șterg și după aceea multe evenimente și astea care le aduc, care se realizează conexiunea asta, da, se reactualizează, da, evenimentele astea traumatizante, te blochezi, nici nu știi, poate nici nu-ți dai seama că aceasta este problema asta de reactualizare la ceva și ai probleme. Bun, pentru mine, așa să zic, cel mai simplu pentru mine este acea metodă de recadrare. Da? Deci mi-am dat seama la un moment dat, este ca și copilul care evadează, eludează realitatea, se retrage în lumea lui imaginară, jocurile lui, nu știu ce. Bun, cam același lucru să zic că și chestia asta e tot o, deci e o șmecherie, să zicem, da? Psihică pe care o aplică copilul, care evadează din realitatea traumatizantă în care e prins cu bătăi zilnice sau cu tot felul de, da? Traume, probleme. La fel este și văd eu și în cazul ăsta, bă, renunță, blochează-te în prezent. De fapt, cam asta vor să ne blochează-te în prezent, că în prezent n-are cum să te atingă nici trecutul tău, nașpa, nici ceva din viitor. Dar tot o problemă se creează, o problemă poate chiar mai mare dacă ai rămâne blocat în prezent. Nu zic că ar fi imposibil. Sunt tot felul de tehnici din astea de spălare a creierului, nu? Și am văzut în diferite documentare și astea sunt. Dacă le aplici și știi și vorba aia, ești un pic specialist în așa ceva, da, poți să realizezi un soi din ăsta de spălare a creierului în care omul, vorba aia, nu mai știe pe ce lume e, ci e ancorat, să zicem așa, puternic în prezentul lui, tot ce vede și ce se bagă în cap și programul pe care îl faci, da? Dacă îi faci un program și îl ții în program. Și dacă îi reproșează și zice, pe uite că m-am simțit nașpa. Normal că te-ai simțit nașpa, că ține de trecut. Tu în prezent te simți bine. Da. Îl face din vorbe de... Da, deci toată problema e să scoți pe om din blocajul ăla, din chestia asta, din frecvenția asta sub 100, da, unde e frica la 100 și după aceea când frica devine, se umflă și nu știu ce, apare dorința de a scăpa, de a nu știu ce, deci treci un pic, schimbi un pic foaia, da. Deși frica asta e, bun, are și ea rolul ei și nu... Degeaba ai sub dorință, da, și de la dorință furia și, da, dorința care se poate transforma și în furie. Da? Și vedem oameni furioși care devin furioși
și care au dorințe și nu știu ce, de frică, să scape de ceva. De exemplu, sunt mulți motivați de faptul de a dobândi ceva și alții foarte motivați de a scăpa de ceva, de a evita ceva. Nu? Unii, vorba aia, sunt pe invers față de alții. Am văzut studii legate de oameni care ăsta cu jocurile de noroc, da? Și la unii se arăta la interviuri clar, unii jucau clar pentru câștig, alții clar să nu piardă, da? Și la ăștia care jucau pentru câștig îi motiva când începeau să câștige, când nu câștigau, când câștigau se muiau, nu ăsta, da? Deci nu îi motiva faptul că începeau să piardă și ăsta. Pe ceilalți nu îi motiva când câștigau, nu se bucurau, nu știu, știi, ca și ceilalți exacerbați și nu, știi, nu aveau energie asta, ci ei intrau în energie când începeau să piardă. Știi? Și acolo era problema. Și ăia, de fapt, știi, joacă, îi țin în joc, îi ține tocmai chestia asta. Așa. Deci ei caută pierderea asta, îi motivează să am în limita aia. Și... deci așa e foarte ciudat așa, la fiecare. Știi? Noi credem și în psihologia, că am făcut-o eu vremuri în facultate, consider așa cumva ce am învățat, că ceva în sensul că toți oamenii sunt la fel, sau, dar nu-i deloc așa și nu sunt metode și nu știu, procede așa generale care meargă la toată lumea și toți nu aceeași personalitate, aceeași temperament, aceeași, da, aceeași tipare de gândire și comportamentale preluate și ce avem înăscut, sunt tot felul de diferențe. Suntem, da, foarte asemănători, sunt anumite chestii care merg așa la un mod așa foarte general, dar ca să ajungi la niște rezultate mai concrete, mai astea trebuie începi cu metode și tehnici specifice, nu? Așa e, de exemplu, cum am făcut tenis de performanță, la tenis de câmp și am văzut fiecare și acolo, pe fiecare avea altceva, îl motiva altceva, dar erau și din ăștia care da, jucau numai de plăcerea jocului. Eu eram și aici cumva așa mai mult pentru plăcerea jocului. Îmi plăcea da, jocul, să joc artistic, să da, fac figuri, să... Da, alții erau, bă, ei jucau numai, unii numai pentru câștig. Deci dacă nu câștigau un meci, deci începeau să urle, să facă scandal, să încercau să fure puncte, să, deci, bă, pentru ei era o tragedie să nu câștige, știi? Se ofticau, unii plângeau, își rupeau rachetele, chestii de genul, știi? Alții jucau așa și se mobilizau numai când începeau să piardă și că încep să pierd setul și atunci îi vedeai cum se mobilizează și începeau să fugă, să tragă, să... știi? Deci ca la joc, ca la... deci sunt așa niște tipare așa și ciudate. Vedem asta și la echipe, se pare că și așa și un spirit din ăsta de echipă așa care cumva parcă se instaurează așa în echipe. Unii vezi că joacă pentru câștig, alții joacă vorbea să nu piardă, alții joacă de plăcerea jocului și parcă nici nu interesează prea mult scorul sau asta, dar fac un fotbal frumos, să zic. Da, da. Și destul de complexă problema. Da, eu mă gândeam mai devreme cum ajung oamenii să se fragmenteze, să-și pună niște și niște ziduri în interior. Apropo de gata, am renunțat la trecut, am renunțat la viitor, cumva să te fragmentezi și mental, adică e ceva ce nici măcar nu pot să înțelege și să rămâi și funcțional, să nu e razna. Da. Mai ales că pleci pe premiza de a renunța și nu doar de a trăi în prezent pentru a fi mai conștient. Înțelegând prin a trăi în prezent altceva decât sugerează, ci ce se practică în exercițiile de prezență din yoga sau din mindfulness, dar la care, despre care am spus mai devreme că încă n-a ajuns nimeni capabil să
Și nici n-ar avea de ce. Adică, dacă eu mănânc, spăl vase, tai legume, fac numai asta. Deci, eu mi-observ toate gesturile, absolut tot. Deci, consum energie pentru a observa numai niște lucruri banale până la urmă, obișnuite. Păi nu-mi folosești mintea și la altceva? Că nu-i doar ruminație, mintea poate fi folosită și la altceva, să analizezi chestiuni, da? Care țin de trecut, de viitor. Că nu înțelegem noi toate așa încât să nu mai avem nevoie să accesăm trecutul, viitorul, pentru că instant luăm decizii excepționale privind viitorul. Da, este o discuție. Da, scuze. Nu știu Da, ce zici. programarea asta noastră are rostul ei. Oricât a exersa această conștientizare a lucrurilor mărunte, până la urmă, a tuturor actelor tale mărunte pe care le faci, mersul conștient și așa mai departe. Nu știu ce ar produce ele benefic dincolo de asta. S-ar putea să producă niște chestii spectaculoase. Da.